Bine v-am găsit la întâlnirea noastră săptămânală cu șahul Sportul Minții. Sunt Bogdan Muzgoci și astăzi vă invit la o călătorie pe tabla cu 64 de pătrate. Nu uitați, puteți urmări emisiunea noastră în fiecare săptămână sâmbătă de la 12:30 sau duminica în reluare de la 13:30. Astăzi vă propunem spre rezolvare următoarea problemă de șah cu 21 de piese. Alb, rege A3, damă G7, turn E1, turn F1, nebun C1, nebun D1, cal G3 și pionin C2, G2 și H2. Negru, rege H4, damă D8, turn A5, turn H3, nebun A8 și pionin A4, D6, E5, F7, H5 și H7. Enunțul problemei este: albul mută și dă mat în două mutări. Vă invităm să ne trimiteți prima mutare din soluție pe adresa de e-mail șah@realitatea.net. Până vă notați datele problemei, iată cum trebuie abordată o partidă de șah în viziunea lui Rudolf Spielmann, mare maestru austriac de șah din prima jumătate a secolului trecut, supranumit și maestrul atacului. Joacă deschiderea ca la carte, joacă partida ca un magician, iar finalul joacă-l ca o mașină. Elevi din toată țara au participat în perioada 1-11 februarie la concursul național școlar de șah Elisabeta Porihroniade, desfășurat la Băile Olănești. Competiția a fost organizată de Clubul Sportiv Elisabeta Porihroniade cu sprijinul Ministerului Educației Naționale și al Federației Române de Șah. Aflat la cea de-a 11-a ediție, concursul național școlar Elisabeta Polihroniade a reunit la start 185 de copii și juniori din toată țara care s-au întrecut în cele 6 probe, printre care și proba de dezlegări probleme de șah. Întrecerile au fost echilibrate, rezultatele finale fiind decise de ultimele partide care au răsturnat clasamentele. Participanții au dat astfel un ultim examen înaintea campionatelor mondiale școlare ce vor avea loc în luna aprilie a acestui an. Bătălia a fost cu atât mai mare cu cât câștigătorul fiecarei categorii beneficiază de gratuitate la campionatul mondial școlar, gratuitate acordată de către Clubul Elisabeta Polihroniade. Clubul Elisabeta Polihroniade este o organizație non-profit fondată de marea maestră internațională Elisabeta Polihroniade în anul 2008, organizație care acum își desfășoară activitatea în memoria marii maestre. Concursul național școlar de șah Elisabeta Polihroniade este organizat anual în colaborare cu Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice și cu sprijinul Federației Române de Șah și se adresează elevilor din învățământul primar, gimnazial și liceal. Urmează Delia Duca Iliescu. Ea este cea care ne prezintă, ca de obicei, noi probleme de pe tabla cu 64 de pătrate. Bună ziua și bine v-am regăsit! Astăzi vom continua seria modalităților de pregătire a unei mutări atractive prin dezlegarea piesei din care intenționăm să jucăm. În problema propusă în ediția trecută, observăm că toate câmpurile din jurul regelui negru sunt fie controlate de piesele albe, fie autoblocate, cum sunt câmpurile C4 și D4. De aceea, dacă am reușit să dăm un șah cu calul, de exemplu, în E6, ar fi mat, dar nu putem să jucăm din acest cal, pentru că propriul rege rămâne în șah de la turnul negru. Și atunci, pentru a pregăti această mutare, ne gândim să mutăm din regele propriu, astfel încât să deslegăm astfel calul. În jurul regelui negru observăm că avem câmpul B6 controlat de celălalt cal. Pionul C7 înaintează, deci el nu controlează acel câmp, dar avem, cum spuneam, calul. Dama controlează ambele câmpuri C6 și D6, iar nebunul de asemenea este apărat de damă. Iar câmpul B4 este controlat de pionul nostru din A3. După cum observăm, regele
ar putea fi mutat în mai multe câmpuri, dar dacă am încercat, de exemplu, să jucăm regele în F5, observăm că amenințăm în acest moment cale 6 mat, regele alb nu mai este în șah, dar aceasta nu era soluția problemei, pentru că negrul poate să joace nebunia la C8, a capturat calul și a legat și dama și astfel albul nu mai are niciun mat la dispoziție. Câmpul B6 este acum liber pentru regele negru la un eventual șah cu calul și astfel nu avem mat în două mutări. De aceea, rege F5 nu era soluția problemei, prima mutare din soluție. De asemenea, la rege ia la F3, chiar dacă plecăm de pe linia a patra, linia de acțiune a turnului negru, îi permitem negrului o mutare care, deși pare slabă, dama ia la A3, dama este atacată de turnul nostru, totuși ea apără împotriva matului. Cale 6 nu mai este mat, pentru că în acest moment regele ar putea să fugă în B4 și din nou nu mai avem mat în exact două mutări. De aceea nici regia la F3 nu este soluția acestei probleme. Similar la rege G5, de exemplu, observăm că negrul ar putea să lege calul de această dată, transformând damă, de exemplu, C1 damă, și nu mai putem să jucăm din cal pentru că este din nou legat. Am rămâne în șah de la dama proaspăt transformată a negrului și astfel găsim singura mutare prin care reușim să rezolvăm această problemă de mat în două mutări, și anume rege H5. Felicitări celor care au găsit această mutare. După rege H5 amenințăm cal E6 mat. Dacă încearcă să apere pur și simplu acel câmp, de exemplu cu turn E1, nici nu ne mai complicăm să capturăm acel turn, pentru că a plecat de pe coloana D și avem calul în celălalt câmp, pe D3, și ar fi mat. Iar după soluția rege H5, celelalte încercări ale negrului pe care le-am văzut în cursele problemei de a se apăra împotriva mutării cal E6 vor fi de această dată combătute de mutările albului, și anume la nebunia la C8, de exemplu. De această dată nebunul nu a mai legat dama și chiar dacă ne-a capturat calul care controla câmpul B6, avem mutarea damă C6 și este mat. La mutarea damă ia la A3, de această dată la fel, nu mai avem cale 6, pentru că regele ar putea să fugă în B4, dar turnul nu mai este legat, ca atunci când am încercat să capturăm pionul din F3 și putem să jucăm turn C4 și este mat. Și ultima posibilitate de apărare a negrului ar fi să captureze pur și simplu acel nebun, dar această mutare nu îl ajută pe negru. Încă din poziția inițială se putea observa că și turnul negru este la rândul lui legat, nu poate să mute pentru că nebunul nostru se află în F2, și atunci jucăm pur și simplu dama ia nebunul și este mat. Aceasta a fost problema propusă spre rezolvare, în care am văzut cât de ușor putem să plecăm de pe o anumită legătură, dacă este posibil acest lucru, cum a fost în această poziție. Continuăm cu o altă problemă care ilustrează cam aceeași idee. Continuăm așadar tot cu o problemă de mat în două mutări, în care vom vedea aceeași idee de
a pregăti o mutare atractivă pe care dorim să o efectuăm prin deslegarea piesei respective. În acest caz este vorba despre calul din D3. Observăm că dama albă controlează aproape toate câmpurile din jurul regelui negru, câmpurile B4, B5, precum și C5 și D4, toate sunt controlate de dama albă, iar câmpul D5 este controlat de calul din F4. De aceea, ne-ar tenta să dăm acest șah, dacă ar fi posibil, cu calul, pentru a da mat, dar regele ar rămâne în șah de la turnul negru, deci nu este posibil această mutare momentan. Iar pentru a putea să efectuăm acea mutare, prima mutare este rege H2. Fugim cu regele de pe acea legătură. În general, nu este bine să stăm cu regele, în special pe o astfel de legătură, astfel încât în acest moment amenințăm să jucăm cal E5 și vom vedea că reușim să dăm mat în două mutări. Bineînțeles, în partide, de cele mai multe ori vom muta din rege de pe o astfel de legătură pentru ca negru să nu ajungă, de exemplu, să atace acel cal, să spunem, cu un pion, moment în care nu am mai putea să plecăm din cal și am pierde calul. Dar, în acest caz, nu este vorba despre a câștiga avantaj material, ci pur și simplu să găsim singura mutare prin care dăm mat în două mutări. Cum spuneam, după rege H2, amenințăm să jucăm cal E5, iar încercarea negrului de a captura pur și simplu acel cal, chiar dacă își sacrifică turnul, nu îl ajută. Îl capturăm și este mat. Câmpul B3, chiar dacă a mutat din pion, este în continuare controlat de damă. Chiar dacă ar încerca să captureze calul cu dama, calul este apărat de turn și ar fi mat. Deci nu îl ajută să-și sacrifice turnul sau dama. Dacă încearcă, de exemplu, să blocheze pur și simplu accesul damei noastre pe câmpul B4 cu mutarea nebun B5, în acest caz, evident, cal E5 nu ar mai fi mat, pentru că regele ar putea să mute în B4, dar și în această poziție avem un mat în două mutări și anume ne folosim de faptul că dama nu mai trebuie să controleze și acel câmp și astfel jucăm în D4 și este mat tocmai pentru că nebunul a blocat câmpul B5 și regele nu mai poate să joace acolo. Și ultimele posibilități de apărare ale negrului ar fi să apere pur și simplu câmpul E5, unde intenționăm să jucăm din cal, fie în mod direct, fie în mod indirect. Vom vedea imediat cum poate să apere acel câmp indirect. Dacă joacă pur și simplu nebun D6, în acest caz nu mai avem cal E5 mat, nebunul ar putea să captureze calul, dar ne uităm de unde a plecat nebunul, din A3, nu mai controlează câmpul B2 și astfel putem să jucăm din același cal în B2 și este mat. Dacă încearcă să apere acel câmp cu calul, de exemplu, poate să facă acest lucru cu mutarea cal C6, este singura posibilitate, câmpul G6 era blocat. În acest caz, ne uităm de unde a plecat, din E7, a pierdut controlul câmpului D5 și astfel putem să jucăm nebun D5 și este mat. Și ultima posibilitate de apărare, la orice alt răspuns al negrului ar urma cal E5 mat, ultima posibilitate ar fi să apere acel câmp, cum anume, deschizând linia de acțiune a turnului propriu, mutarea F-ia la G4. În acest caz, turnul a controlat câmpul E5 în mod indirect, după mutarea pionului s-a deschis această linie de acțiune. Evident, nu mai avem cal E5 mat,
pentru că turnul ar putea să captureze, dar nu uităm ce s-a întâmplat. Pionul a plecat din F5, deci câmpul E4 este acum slab, nu mai este apărat de pion și avem mutarea turn E4 și este mat. A fost încă o problemă în care am văzut cum putem să pregătim o mutare pe care dorim să o efectuăm, în acest caz prin a deslega piesa din care vrem să jucăm. Vă aștept și data viitoare cu alte probleme la fel de interesante. Pawn Sacrifice, sacrificiul pionului, este o producție care arată înfruntarea dintre legenda șahului american Bobby Fischer și marele maestru sovietic Boris Spassky la campionatul mondial de șah din 1972, competiție desfășurată în plin război rece. Pawn Sacrifice, sacrificiul pionului, este o dramă biografică ce se bazează pe povestea adevărată a lui Bobby Fischer. Producția se axează pe rivalitatea dintre Statele Unite și Uniunea Sovietică în timpul războiului rece, rivalitate ce s-a transferat și pe tabla de șah. Mai precis, este vorba de meciul de la campionatul mondial din 1972 dintre Bobby Fischer și Boris Spassky din Reykjavik, Islanda. Cei doi mari șahiști sunt interpretați de Tobey Maguire în rolul lui Fischer și Liev Schreiber în rolul lui Spassky. Acest film vă arată lumea șahului așa cum nu ați mai văzut-o, o lume în care geniul și depresia merg de multe ori împreună. Filmul începe cu Bobby Fischer adult și cu temerile sale că este spionat de către sovietici, mama lui fiind emigrantă din Uniunea Sovietică. Acțiunea este presărată cu episoade din trecut, atunci când Fischer avea 6 ani și, având în vedere originea mamei, cei doi se aflau sub supravegherea serviciilor sau cel puțin credeau că sunt. De copil, Bobby Fischer se apucă de studiat șahul, jocul devenind o obsesie. Este dus de către mama sa la un club de șah, devine datorită geniului mare maestru, intrând astfel în lumea turneelor profesioniste de șah. În plină ascensiune, Bobby îi învinge pe majoritatea marilor maestri. La începutul anilor 70, războiul rece era la apogeu, iar Statele Unite erau decise să întrerupă dominația sovietică în șahul mondial. În acest sens, Casa Albă îl monitorizează atent pe Fischer, iar presiunea de a câștiga fiecare joc îl aduce pe șahist în pragul psihozei. Întâlnirea din 1972 din Islanda a fost urmărită de întregul mapamond, nu atât din considerente sportive, cât din motive politice. Va reuși Bobby Fischer să-l învingă pe Boris Spassky și astfel să întrerupă dominația sovietică în șahul mondial? În 2016, fostul campion mondial la șah, Garry Kasparov, a comentat semnificația globală a meciului. În Uniunea Sovietică, șahul a fost tratat de către autoritățile de la Moscova ca un instrument ideologic foarte important și util pentru a demonstra superioritatea intelectuală a regimului comunist asupra Occidentului decadent. De aceea, înfrângerea lui Spassky a fost tratată de pe ambele maluri ale Atlanticului ca un moment de cotitură al războiului rece. Scorul final al întâlnirii de la Reykjavik din 1972 a fost în favoarea lui Fischer, el devenind al 11-lea campion mondial. După câștigarea titlului, Fischer nu a mai participat la competiții oficiale timp de aproape 20 de ani. Regizorul Edward Zwick a explicat titlul filmului. Fischer și Spassky n-au fost decât niște pioni sacrificați politic de către națiunile lor într-un conflict fără sens. Dragi prieteni, emisiunea noastră se oprește astăzi aici, dar vă așteptăm și data viitoare pentru alte povești interesante din șah. Așteptăm desigur și comentariile dumneavoastră pe e-mail sau pe Facebook. Nu uitați întâlnirea noastră cu șahul în fiecare weekend. Noi vă așteptăm!